Da, și Cristo familia. Alături de noi este domnul primar, domnul Gheorghe Dumnezeu, doamna Adriana Trușcă, coordonator partenerul 1 din partea școlii, și doamna Marita Tomulța, coordonator partenerul 2 din asociația Codiris, partenerul 1. O să las pentru început pe domnul primar, Gheorghe Dumnezeu, să ne spună câteva cuvinte, iar după aceea o să continuăm prezentarea proiectului. Hristos a înviat și bună ziua! Bine ați venit alături de noi la conferința de lansare a acestui proiect pe care noi îl considerăm un proiect important pentru comunitate, reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie pentru comunitatea din Bujoreni. Așa cum vă spunea și doamna Alina Elena Doitănaru, secretarul general al Comunei și managerul acestui proiect, alături de noi avem cei doi parteneri, școala și din partea Hudirii Sfoc, așa cum o să vedeți și mai departe, cei care au dus greu în scrierea acestui proiect și care le mulțumim, cărora le mulțumim că au fost alături de noi și încercând și încercăm și mai departe să ajutăm comunitatea din Bujoreni pentru astfel de proiecte și această colaborare cu dânsii va continua. Dânsii scriu mai departe pentru noi un proiect pe fonduri norvegiene. Eu nu am multe de spus. Îmi doresc ca de fiecare dată să aducem comunității banii europeni cu care să putem să ridicăm gradul de viață, să ajungem o comunitate europeană cu condiții cât mai bune de trai. Mai departe, doamna manager, alături de colegii mei, sper fiecare dintre de dumnealor să spună câteva cuvinte pentru această conferință de lansare, acest început al proiectului care va urma să desfășoare în următorii 3 ani. Hristos a înviat, bine ați venit alături de noi la prima întâlnire în cadrul a proiectului Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune. Eu sunt Adriana Trușcă, directora Școlii Gimnaziale Curavăi Bujoreni și am alături de mine echipa cu care voi lucra în sprijinul a 40 de copii pentru care vom face intervenție educațională specializată, de calitate, cu scopul de a-i păstra în viața școlară și a le facilita reușita socială și profesională. Tot ceea ce facem din acest moment este în sprijinul comunității bujoreni și de aceea mulțumim partenerilor de început că au inițiat și au reușit obținerea acestor fonduri și noi vă putem promite că tot ceea ce vom face calitate și cu seriozitate. Ne dorim să ducem acest proiect și să-l implementăm cu corectitudine și seriozitate, astfel încât să-și urmărească scopul pentru care a fost scris și depus. Ne bucurăm tare de vizită și sperăm să colaborăm în continuare cu primăria și cu școala. Le mulțumesc de asemenea colegilor mele care sunt aici în sală, pentru că vom lucra împreună și datorită lor și lor împreună am reușit. Este vorba despre Andreea Sofia și Tatiana Dobre și vă mulțumim pentru prezență. Putem să prezentăm proiectul Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din comunitățile marginalizate din zona rurală din comuna Bujoreni. Proiectul este cunoscut și sub denumirea grupului mai mic, 1404. Obiectivul general al proiectului este reducerea numărului de persoane aparținând comunităților marginalizate din comuna Bujoreni, aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, prin implementarea de intervenții integrate de ocupare, educație, formare profesională, asistență socială și îmbunătățirea condițiilor de trai,
pentru un număr de 252 de persoane pe o perioadă de 34 de luni. Proiectul a început pe data de 1 martie 2021 și se încheie pe data de 31 decembrie 2023. Primul obiectiv sau obiectivul general și cele specifice ale proiectului contribuie la realizarea obiectivului major al programului operațional 2014-2020, care urmărește dezvoltarea resurselor prin facilitarea accesului la servicii sociale a 259 de persoane, iar ele sunt împărțite astfel. Creșterea accesului la un sistem de educație pentru 40 de elevi din comunitate, integrarea persoanelor pe piața muncii prin formare profesională de calitate pentru 181 de adulți, participând la cursuri de calificare, 12 persoane participante la cursuri de inițiere competențe antreprenoriale și 12 persoane participante la programul de ucenicie. De asemenea, un alt obiectiv este stimularea ocupării prin crearea 50% de locuri de muncă, ca urmare a activității de consiliere și medier, îmbunătățirea condițiilor de trai a 5 familii defavorizate din grupul țintă și acordarea de asistență juridică pentru 50 de persoane în vederea reglementării actelor. Printre obiectivele specifice este acela de a înființa un centru social de zi, o platformă socială online, iar această platformă va funcționa și în cadrul acestei platforme va funcționa și o echipă mobilă. Toți membrii grupului țintă vor beneficia de servicii de asistență socială și suport în cadrul centrului social de zi, pentru asigurarea nevoilor de bază ale persoanelor, precum și inserția și reinserția socială în cadrul platformei online. Se vor face cunoscute problemele comunității marginalizate la nivel național și vor primi suport prin consiliere online. Participarea la programe de informare, consiliere, orientare și mediere pe piața muncii a 212 membri ai grupului țintă, vor fi 212 dosare de informare, consiliere, orientare și mediere pe piața muncii. Informarea, consilierea, orientarea și medierea pe piața muncii a 12 persoane din comunitatea marginalizată, ceea ce va duce la ghidarea participării spre programe de formare profesională, la programe de calificare. Un alt grup, o altă categorie care face parte din grupul țintă, sunt 40 de copii din comunitățile marginalizate care vor participa la program tip școală după școală. Aceștia vor primi 40 de pachete de hrană zilnică pentru a perioada programului remedial, 40 de pachete de rechizite școlare și 40 de pachete de igienă. Acesta aduce la îmbunătățirea rezultatelor școlare a elevilor participanți la acest tip de program, de sprijin individualizat, adaptarea nevoilor la acumularea de cunoștințe la rândul de învățare a fiecărui care va duce la creșterea accesului la educație în comunitate. Integrarea persoanelor marginalizate pe piața muncii prin implementarea programelor de formare profesională. Iar aici avem 180 de adulți care vor participa la cursuri de calificare și cursuri de competențe antreprenoriale. Sprijinirea 188 de persoane pentru obținerea unor calificări și pachete de hrană zilnic oferite în cadrul proiectului. Cele 188 de persoane vor dobândi competențe necesare exercitării unei meserii. De asemenea, mai avem și 12 persoane care vor participa la cursuri de competențe antreprenoriale și 12 persoane care vor fi integrate la programul de ucenicie. Cele 12 persoane care vor participa la programul de ucenicie vor primi și 12 pachete de igienă. Sprijinirea unui număr de 12 persoane din grupul țintă în vederea inițierii unei afaceri prin participarea la cursurile de inițiere de antreprenoriale și acordarea unui număr de 12 mini granturi și 12 pachete de igienă.
de ocupare prin facilitarea angajării a 54 de persoane din grupul țintă. 54 de persoane din comunitatea vizată vor beneficia de locuri de muncă în urma medierii pe piața muncii. De asemenea, un alt obiectiv este îmbunătățirea condițiilor de locuire a 5 persoane din grupul țintă, care vor beneficia de o sumă de bani în vederea modernizării locuinței în funcție de necesități. De asemenea, 50 de persoane din grupul țintă, acolo unde este nevoie, pentru că s-au mai identificat câteva cazuri, vor primi suport și, de asemenea, suport și material și financiar pentru intrarea în legalitate cu anumite documente de stare civilă. Și aici vor primi și consultanțe, informare, vor fi informați către să îndeplinească tot pașii pentru a se reglementa actele de stare civilă. Proiectul contribuie prin intervențiile și acțiunile sale la realizarea obiectivelor majore al programului COPU 2014-2020, care urmărește dezvoltarea resurselor umane prin creșterea accesului la un sistem de educație și formare profesională de calitate, stimularea ocupării cu precădere pentru tineri, reducerea sărăciei și excluziunii sociale prin facilitarea accesului la servicii sociale. Proiectul urmărește reducerea sărăciei exclusiv în comunitățile marginalizate prin măsuri de ocupare, educație și formare profesională, asistență socială, precum și alte măsuri menite să ajute aceste categorii sociale. Din punctul meu de vedere, aceasta este prezentarea. Din punctul meu de vedere, este un proiect complex, după cum ați văzut, are activități care cuprinde atât școala, cu un număr de 40 de elevi, dar sunt activități și pentru adulți, sunt cursuri de formare profesională cu precădere pentru calificări, cursuri pentru antreprenoriat și vor fi finanțate, așa cum am mai spus, 12 planuri de afaceri cu 20.000 de euro, fiecare plan de afacere. Este, din punctul meu de vedere, un proiect care acoperă toate categoriile de persoane. Atât elevi cât și adulți, integrare pe piața muncii, creare de locuri de muncă, afaceri care, la rândul lor, vor genera locuri de muncă. Doar să ne implicăm și toată lumea să-și dea concursul ca acest proiect să fie implementat și să fie auzit de cât mai multe persoane. O să începem deja recrutarea grupului țintă, dar vom posta de fiecare dată și eu o să apelăm la colegii noștri, parteneri în școala Gura Măi, pentru că prima activitate o să începem cu școala, iar după aceea cu partenerul 2, Asociația Udiri Hop. Vreau ca să mulțumesc în încheiere și echipei de implementare prin cadrul primăriei Bujoreni, colegele care de fiecare dată au răspuns prompt la activitățile noastre, Mădălina Proaconcescu, Iuliana Trăcană, domnul Oprița, domnul Pereșanu, Beu Ionuț, Laura Cirican. De asemenea, vreau să mulțumim domnului primar și domnului viceprimar pentru sprijinul acordat și crederea acordată. Și, mă sigur, cu cei doi parteneri, proiectul va fi un succes. Mulțumesc! Eu sunt convins că va fi un proiect de succes. Probabil unul dintre primele care vor avea ca și indicare socială. Mai departe, alături de consultantul care a început acest drum și acest prim proiect, în mod sigur vom implementa și alte proiecte. Așteptăm să se vadă ghidurile pentru nou PNRD, pentru a ști către ce să ne îndreptăm și ce anume am putea să pregătim mai departe pentru proiecte. Așa cum vă spuneam, alături de dânsii ca și consultanți, pregătim un proiect, la fel pentru comunitate, pe noile fonduri care se vor depune pe FE.
FRDS, ne vom pregăti și acolo și vom depune acest proiect. Și mai departe, ne dorim să aducem cât mai mulți bani europeni în comunitate. Participarea noastră să fie doar strict cea de documentare și cea de pune partea noastră de cofinanțare. În general, nu a trecut de 2%, oriunde a fost ca și implicare. Alături de școală, mai departe, ne dorim ca educația să fie pe primul loc în orice lucru pe care îl gândim pentru comunitate, reușim prin educație și formare să creștem gradul de modernitate până la urma localității, să ajungem să fim o localitate europeană. Eu vă mulțumesc tuturor celor care astăzi ați fost alături de noi și ați participat la această conferință de lansare. Din acest moment, proiectul este deschis. Colegii mei și echipele la școală, echipele consultantului și echipa din primărie vor trece la treabă, pregătim deja grupul de țintă. Probabil, deja din această vară se vor vedea primele rezultate. Pregătim și mai departe, ca și dotări ale școlilor, unde ne dorim să arătăm și să aducem copiilor condiții moderne de școală și educație. Așteptăm investițiile care se vor face pe transporturi, să înțelegem că vor veni și noi microbuze și școlare. Vom începe noul an școlar din toamnă cu clădiri noi și modernizate. Vom inaugura și școala de la Gura Făi, o clădire modernă cu 17 săli de clasă. Vă vom invita de fiecare dată să fiți alături de noi, să vă arătăm lucrurile bune pe care le considerăm noi pentru această comunitate. Vă mulțumim și o zi frumoasă mai departe! Mulțumesc.